Nicu Șordan împreună cu primarii de sector au fost convocați la Palatul Victoria de premierul Florin Câțu. Autoritățile au căutat măsuri pentru evitarea carantinării capitale în condițiile în care orașul a ajuns la o rată de infectare de 5,67 la 1000. L-am ascultat mai devreme pe primarul Nicu Șordan. Mergem la Bianca Ogarc acum, care ne spune care sunt datele. Ce a mai aflat? Ce a mai aflat Bianca? Bun găsit! Aproximativ 2 ore a durat ședința de aici, de la Palatul Victoria, la care a participat premierul Florin Câțu împreună cu primarul general al capitalei Nicu Șordan, dar și cu primarii de sectoare. Ei bine, s-au căutat soluții pentru evitarea carantinării capitalei. Cel puțin asta au declarat primarii de sectoare, care au dat declarații aici la Palatul Victoria după ședința cu premierul Florin Câțu, pentru că, spun aceștia, nu doresc ca Bucureștiul să fie carantinat și fac apel la populație să respecte în continuare regulile sanitare ce trebuie respectate în această perioadă. Totodată spuneau aceștia că vor fi intensificate în special controalele în mijloacele de transport în comun, unde de obicei la ore de vârf se aglomerează, și totodată spuneau edilii de sectoare puțin mai devreme că este posibil ca numărul de persoane să fie limitat în centrele mari comerciale. Așadar, sunt doar o serie de măsuri care au fost discutate în această ședință și rămâne de văzut care vor fi măsurile ce se vor impune în continuare. De menționat este faptul că mai puțin de o oră urmează o altă ședință importantă, de această dată online. Premierul Florin Câțu va discuta cu prefecții din țară tot despre o strategie în acest sens, ședință la care va participa, bineînțeles, și ministrul afacerilor interne.